Bună, sunt Cristina, sunt alături de Alin de la Fairplay. Bună, Alin. Bună, Cristina. Ce părere ai de meciul din seara aceasta? Cum ți s-a părut? A fost un meci frumos. Am condus din prima repriză până în ultima repriză. Am avut multe ocazii, am liniștit jocul, am marcat fiecare ocazie și se pare că am câștigat. Ce crezi că au avut în minus băieții de la echipa adversă în seara aceasta? N-au fost atât de concentrați cât am fost noi, nu și-au dorit atât de mult victoria cât ne-am dorit-o noi. Noi aveam foarte mare nevoie de victorie ca să urcăm în clasament, pentru că am pierdut și ieri în cupă și aveam nevoie de un moral bun. Cum s-a desfășurat prima repriză? Prima repriză s-a desfășurat în binele nostru. Am marcat aproape din orice poziție și am fost mulțumiți de ea. A doua repriză, cum s-a desfășurat? A doua repriză, tot a noastră. Nu cred că a fost vreo fază în care să nu marcăm. Am liniștit mai mult jocul și se pare că la sfârșit a fost spre binele nostru, am și câștigat. Cum ți se pare scorul? Vă așteptați să fie diferența așa de mare? Nu ne așteptam să fie chiar diferența asta așa foarte mare. Ne așteptam să fie un meci mai greu pentru că băieții erau în spatele nostru la un golaveraj minus 2 goluri. Însă, cum am spus și mai devreme, am fost mai motivat și am câștigat. Am dat totul pe teren. Vreau să-mi felicit echipa, colegii și să le mulțumesc pentru jocul de astăzi. Ok, îți mulțumesc mult și baftă în continuare să țineți tot așa. Mersi, la fel. Seară bună. Nu uitați să dați like paginii Liga Prieteniei și să vizitați site-ul oficial ligaprieteniei.com. Să le mulțumim sponsorilor de la Civitas Stars. Vă pup! O seară bună!